Din ce lună ați început voi să stimulați familia? Să pregătiți. Anul ăsta, în primăvară. Anul ăsta fiind 2023. Da. Ne-a stimulat, evident, nu mai știu exact. Ai venit la mine. Da. Ai venit la mine și ai luat, când eu v-am întrebat, nu-i prea de vreme? Și tu mi-ai spus că nu. Da, dar noi am vrut să încep, am zis, nu știu, la salcâmp. Noi n-aveam suprafețe mari de salcâmp. Și câțiva deci nu sunt masivi de salcâmp. Și îl și brumează, nu știi, nu ești sigur de salcâmp. Înțelegi? Și ce s-a întâmplat? Noi însă facem rapți, rapți este, lan de rapță, frumos, rapță, așa. Le stimulăm de vreme ca să faci pentru rapți, trebuie să ai albine, dacă altfel nu faci. Da. Asta ne-am stimulat, de vreme, dar problema că n-am avut norocul să fie o primăvară cât de cât, nu blândă sau bună, să fie normală. Cât de cât, da. A fost o primăvară foarte, foarte rece și deci la rapiță n-am făcut. Deci polen la salcii n-am avut, la brândușe n-am avut, deloc polen, deloc din natură, deloc. Dar cine, și la fruct, dar la fruct erau oamenii freză, așa, freză, deci erau drumuri înfundate, nu puteți circula mașina pe 6 aprilie, deci trebuie să înflorească. Freză pentru degajarea zăpezii, da? Da, deci pur și simplu era bucată circulată, troieni, nu puteți ieși din curte, deci așa de zăpadă. La Dulhasca, prietenul ăsta nostru, care spune cu pavilion, care avem unul. Ne întâlnim azi și O fost la spital, s-o frit, nu știu ce-o făcut, el tot așa o stimulat. Tot mai devreme, s-o apucat de dânsele, taci din urgă, le face. Familie, când noi vorbim la telefon, păi buni, frumoase, bun. Când au venit la stupine, când au nins, la dânsul a ieșit tot așa afară, au început să plângă. Au început să plângă lângă pavilion, era negru de albine, așa de tare s-au depopulat. Deci noi am crezut că nu făceam asta, nu așa, dar am zis că putea să îmbolnăvească, cine știe ce boli putea să mai facă, îți dai seama, dacă au rămas cu puietul gol, erau plini de puiet, erau în plină ascensiune, deci familii plini de dezvoltare, erau porniti tare. Ieșeau afară, erau zăpadă și ieșeau afară, după apă, nu disleții în loc, n-aveai ce să te faci, pur și simplu am pierdut câte două rame din fiecare plecat. Erau familii ajunse cu 4 rami, 5 rami de puiet, 4 rami pe 5, cred că conta, erau 8, ajuns plini, familie. Când ne-am uitat în trânsele, era canibalizat puietul, albine puțină pe dânsele, deci două rami, cel puțin au plecat din trânsele, deci chiar din două rami din fiecare. Era ca cum ai samana înainte cu mâna, cum ai dat, cu negru de albine, așa erau în stupină. Și cu toate astea nu v-ați descurajat? Dar n-am avut ce face, dar am zis că nu vine bine, îți dai seama, așa că ea nu i s-a pierdut și am fost cam cheltuit, le-am bat alea de tur de proteici. Dar după ce a făcut asta, treaba asta, nici nu s-a făcut el cine știe ce vreme. Nici după 6 aprilie, când am spus, 5 aprilie, au nins, vreo 3 zile la rând, nici nu s-au făcut să ducă zapadă, să încălzească. Și le-am mai pus la fiecare, după ce am mai mâncat câte un kilo jumătate de turt proteic, le-am mai pus, n-am avut ceva, cei Daniel Melu, le-am fost băgat și înainte, nu știu cât, erau făcut, erau pornit, aveau puiet, deci era... Și pe rapița n-am prins, dar rapița am făcut 1600 kg de miere, noi trebuie să scădem măcar 4 tone, zicem, de miere, avem noi în cap. Deci, hopa, deci... Aveți și niște ținte stabilite. Da, păi dacă le pui, știi ce ai, știi ce puiete-ți întrânsă, știi cum să ajungi familie. Știi ce trebuie să faci, deci dacă țintești, trebuie să faci. Dar n-am nimerit-o anul ăsta, am făcut tot mai devreme și am făcut rapiță. Ai spus niște cuvinte extraordinare, ai spus niște idei extraordinare. Poate ți se par firești, poate ți se par normale ție, însă lucrurile astea de... ne-am pus în cap să facem 5 tone de rapiță. Păi da, ai familiile, te apuci într-o anumită perioadă să le stimulezi, știi ce familie ai, știi ce regine ai în familie, știi cum, deci normal că îți faci socoata. De când ai început să pui turtă proteică, îți socoți să ai albine. Știi ce albine ai la rapiță, știi când e rapiță, știi cât îți dezvoltă, că dar nu-i primul an. Deci practic v-ați făcut un plan. Îți faci planul, ce zice că numai nebunul începe să-și clădească o casă. Dar n-ai cum să mergi fără plan, fără un plan. Da, bineînțeles că poți fi cine, dacă cum s-a întâmplat acolo. Faci, dacă ar fi... Dar cum? Normal, și când faci o casă, treaba. Nu faci proiect de casă, cum faci? Bun, și totuși, exact. Dacă faci o casă, îți trebuie un proiect, nu? Așa. Totuși, uite, apicultorii știi, spun în felul următor. Apicultorii spun așa, sau majoritatea, nu toți, spun așa, băi, degeaba faci tu planul, degeaba să faci tu 5 tone să faci 5 tone, degeaba să faci plan să stimulezi și să ai albine. Că uite, vine vremea, ai tot felul de influențe. Într-adevăr, ai. Am schimbat albina, totuși cât a rămas puietul căpăcit, care în loc a canibalizat, tot era ceva puiet rămas în stup și a revenit. Și n-am făcut rapiță, am făcut o tonă și 600 parcă de rapiță. Și am făcut salcâmp 3 tone jumate. El la salcâmp totuși a venit până la salcâmp, deci s-a refăcut până la salcâmp, dar dacă ele erau păcătoase, niște răgălii de familie și erau, cred că n-avei, deci, au rămas ceva în stup, chiar cu tot zăpada aceea, cu tot norocirea aceea. N-am prins rapiță, deci am ratat rapiță, în schimb, a venit vreme bună și am prins alcâmp. Deci totuși, dacă le întorceați spatele,
făceați o greșeală. Dorin e martor, a luat. Kil jumate după zăpada deci, din aprilie, dacă nu le dădem, nu scotem și salcăm. Am scos salcămul cu kil acei jumate de tur de proteică, ce le-am dat-o după zăpada aceea. Spun treaba asta pentru că e ciudat. Apicultorii gândesc altfel. Dacă majoritatea erau în situația voastră, mă rog, au fost, mulți au fost, în Moldova au fost zăpezi mari atunci în aprilie, însă majoritatea s-au întors și au zis, băi, anul ăsta n-o să fie nimic, le las în voia lor și ce-o fi, o fi. Da. Voi ați făcut altfel. Voi ați mers și le-ați îngrijit, da, pentru că v-ați gândit la ce va urma. Poate veni salcâm, poate în vreme. Și am avut, că salcâm, v-am spus că el brumează, nu a fost brumat. Sigur, vor veni acum unii care o să... Bine, mă, și dacă nu era nici salcâm, dacă îngheța salcâmul? Vine tei, dacă vine de floarea soare, nu... Măcar încerci. Măcar încerci și nu simți familie. Vinovăție da, că... Măcar că e familia bună, zi, măcar nu aduce... Și uite că ați avut rezultate. Da, deci a fost salcâm, a fost pe urmă floarea soarelui, nu știu, la tei ce ați făcut? La tei am avut 1600 de chili, dar am scos din... Am rămas 100 de familie care e extras, a venit floarea soarelui peste ele și nu era curge de ramă. Și am scos, deci, o tonă 600 de la aproape 200 de familie de tei. Dar un tei cu floarea șerpi, era o floare asta medicinală, era mult bun tare, deci o polifloră grozav de bună. 1600 de chili a scos și a rămas 100 de familie care nu le-am extras-o, o amestecat-o cu floarea soarelui, a început cu lesul de floarea soarelui și curge tare din ramă și n-am mai extras-o, ca să nu stricăm nici pe cei, am lăsat-o, înțelegi. Am făcut, da.